Mulțumesc. Noi măsuri împotriva răspândirii coronavirusului vor fi luate și în Cluj. Emil Boc a anunțat la Antena 3 ce decizii s-au luat pentru a evita carantina. 1. Să se întărească actualele măsuri în vederea respectării cu strictețe a acestora prin implicarea poliției locale și a poliției naționale. 2. Vor fi impuse printr-un act legislativ de nivel național unele măsuri noi suplimentare care vor întări măsurile existente actuale fără să ajunge la carantină. Nici carantină de weekend, nici carantină generalizată. S-a susținut nevoia vaccinării accelerate. Premierul chiar a avansat un scenariu optimist ca la sfârșitul lunii aprilie să ajungem la 100.000 de persoane care să se vaccineze pe zi, ceea ce ne-ar ajuta foarte mult să depășim această perioadă complicată și grea. Bun. Și în ultimul rând s-au subliniat măsurile pe care iarăși ați menționat dumneavoastră actuale, munca de la domiciliu, atât pentru instituțiile publice, unde legea ne obligă acum să avem 30% și să se verifice să se respecte, îndemnarea în mediul privat, unde este posibil să se lucreze de la domiciliu, respectarea regimului de distanțare în transportul public și prin aceste măsuri, repet, combinate cu creșterea capacităților la terapii intensive printr-o suplimentare a resurselor de personal,